Guvernul dă cu o mână și ia cu două. Deși a alocat mai mulți bani în buget pentru salarizarea personalului lăcașurilor de cult, executivul nu se arată prea darnic la finanțarea bisericilor. Reporterul Profit.ro, Raluca Smaranda, ne spune cum vor fi distribuiți banii. Raluca, te ascultăm. Bun găsit! Bugetul alocat anul acesta pentru construirea și restaurarea bisericilor a fost redus drastic cu aproape 90% față de anul trecut. Vorbim despre o scădere de la 249 de milioane de lei în 2020 la doar 28 de milioane de lei anul acesta. Acești bani vor fi folosiți pentru funcționarea atât a bisericilor cât și a muzeelor religioase. În ceea ce privește bugetul alocat pentru salarizarea personalului de cult, acesta va crește cu 2,3% anul acesta. Vorbim despre o majorare de la 732 de milioane de lei în 2020 la aproape 750 de milioane de lei anul acesta, inclusiv pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române care își desfășoară activitatea în afara țării. Cu toate acestea, bugetul pentru personalul din învățământul teologic va crește anul acesta cu 33% față de 2020, suma acordată ajungând la aproape 9 milioane de lei.